Bun găsit din nou, doamnelor și domnilor, sunteți la Open TV, emisiunea electorală candidat versus alegător. Tu votezi, tu câștigi sau tu poți pierde. Depinde ce votezi. Invitatul, așa cum vă anunțam încă dimineață, este implicat în campania electorală și susținător al PSD Giurgiu. Este vorba de vechiul politician Ionel Dinu. Bine ați venit, domnule Dinu, din 2020 ați mai fost pe aici. Vă salut și pe dumneavoastră și telespectatori. Cum merge campania electorală? Domnul Diaconescu, campania merge destul de bine. Cum știți și dumneavoastră, că ați trecut prin multe evenimente de genul ăsta. Acum depinde și de competitori. Cum vedeți campania din 2024 în județ, în general, în țară? Domnul Diaconescu, e pentru prima dată când asist la niște mișcări turbionare în județul Giurgiu. Bineînțeles că au mai fost momente de asemenea natură când primarii au trecut din stânga în dreapta sau din dreapta în stânga. Dar ca în anul 2024 vreau să vă spun că s-a creat un precedent foarte periculos și aici mă refer la nivel de coaliție. Coaliția de guvernare PSD-PNL. Fiindcă bine o să observați dumneavoastră după terminarea votului, o să avem mari surprize cu privire la prezența la vot a cetățenilor din comunele unde PNL-ul a încercat și a reușit, pe de-o parte, să anihileze atât primarii noștri ai PSD-ului trecându-i în barca lor și, din altă ordine de idei, au anihilat și contracandidații în unele comune. Lucru care, vreau să vă spun, că va crea consecințe grave pentru coaliție la nivel de europarlamentare. Fiindcă sunt primari în comunele respective care nu vor mai trage atât de tare să scoată lumea la vot, fiindcă se știu primari deja. Și atunci prezența la vot în comunele respective, acolo unde nu este competiție, cu certitudine că va fi foarte, foarte mică. Probabil că conducerile partidelor, celor două partide din coaliție, vor analiza și situația, care este o situație specială la nivel de județul Giurgiu. Lucru fără precedent. Nu s-a mai întâlnit așa ceva. Poate avea efect invers mișcarea pe care au făcut-o liderii liberali de la nivelul județului Giurgiu, asta de a lua toți primarii, nu știu prin ce metode vom discuta și de metode, evident, de a lua majoritatea primarilor și de a-i aduce în tabăra lor, fără să-și pună un candidat pur sânge PNL, ca să spun așa. Evident. Lucrurile nu sunt sănătoase din punctul meu de vedere și vom asista după alegerile, cel puțin cele prezidențiale, la niște mișcări, așa cum am referit mai devreme, turbionare, care de data aceasta lucrurile vor funcționa invers. Adică o să caute să zgârie din nou ușile PSD-ului. Fiindcă PSD-ul la momentul respectiv stă pe un proces la nivel național de peste 30 și ceva la sută, adică ajunge undeva la 35%. PNL-ul este un partid care cât de cât se regăsește pe undeva între 14 și 17-18%. Lucru care, într-adevăr, îi determină și i-a determinat să se mobilizeze prin simplu fapt că PSD-ul a fost partidul care i-a salvat de la moarte. Fiindcă dacă nu se întâmpla să se candideze pe același buletin de vot la europarlamentare și pe de altă parte să comaseze alegerile locale și să le dea un punct de sprijin în teritoriu ca să poată cât de cât să fie salvați, fiindcă ei în toamnă aveau o mare problemă PNL-ul dacă nu se întâmpla asemenea fenomen. Ei riscau să intre, să iasă sub pragul de 5%. Pentru că vorbeați de europarlamentare. Da, sunt complet de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Vorbeați de europarlamentare. Mergeți în județ, în campania electorală. Ați auzit de vreo campanie pentru europarlamentare?
Dom'le, din punctul de... Pliante, știu eu... Noi evident că facem lucrul acesta, că e normal și firesc, dar totdeauna scoatem în evidență candidații noștri ai PSD-ului. Pe domnul Tudose, pe care au învergură în cadrul partidului. Da, sincer să fiu, nu facem lobby pentru candidații PNL-ului. E firesc și normal. De ce? Fiindcă avem și motive bine determinate. Atâta timp cât s-a creat ceea ce s-a creat la Giurgiu, nivelul județului, evident, nu poți să te consideri în aceeași barcă cu membru de coaliție. De fapt, lupta este pe față și nu că suntem, nu mai suntem identificați ca și competitori, suntem ca și contracandidați, da. Sau contracandidați definiți adversari, ca dușman de, ca dușman de moarte. Adică vă spun la modul cel mai serios, eu am crezut la un moment dat în rațiunea lui Dan Motreanu, fiindcă e un lider care, domnule, îl știe toată lumea, e prin vicepreședintele Partidului Național Liberal și nu și am crezut că va lăsa și europarlamentar să accepte să anihileze votul coaliției la europarlamentare. Fiindcă vor fi consecințe pe fondul ăsta, o să vedeți surprize mari la nivel de județul Giurgiu, unde votul politic și votul uninominal pe cele două partide mari va lua un X număr de voturi, mă înțelegeți? Iar o să avem o mare surpriză la europarlamentare când vor apare cu procente peste 10% din partidele cele care sunt într-o poziție astăzi. Da, da. E un lucru, trebuie să luăm în calcul. E și reversul medaliei, da. La tot ce se întâmplă. E evident aici. Ce se întâmplă plus, și e un fond natural, să știți și dumneavoastră. Plus diferența de voturi care va fi între candidat, așa cum spuneați, uninominal, și structura Consiliului Local. Evident, și evident. S-ar putea ca la structura Consiliului Local să fie vot politic. Da, și la Consiliul Județean se pare că va fi pe vot politic, cel puțin 50%. Da. Deci nu va reuși ca în alte dăți, mă refer la perioada anterioară, ca votul să fie direcționat pe, atât pe individual cât și pe politic. Da. Cum a fost odată. Mergeți prin județ și se întâmplă fel de fel de lucruri nefirești prin județ. Dumneavoastră sunteți deloc din nordul județului. Da, sunt din Crevedia Mare, satul Dealu. Da, născut în Bucșani. Născut în Bucșani, da. Născut în Bucșani. Născut în Bucșani. Și făcut școala în Bucșani. Da. La un moment dat, 2020... 2020 ați vrut să candidați pentru primăria Bucșani și ați... Da, din păcate atunci funcționam în cadrul Partidului Național Liberal. Acum vreau să fac și o paranteză cu privire la cum am funcționat în Partidul Național Liberal. Nu m-am simțit confortabil niciodată, a fost o problemă de conjunctură la vremea respectivă pe chestia cu USL-ul și... Am decis să funcționez alături de Marin Anton și alții membri de partid. Dar eu niciodată nu m-am identificat cu doctrina de partid a PNL-ului și, pe de altă parte, nici nu mi-a creat un cadru confortabil în cadrul Da, într-o conferință de presă pe 22 martie, da, anul curent, spuneați dumneavoastră că activitatea noastră în PNL a fost trecută cu vederea și minimalizată de membrii PNL. Da, mi-a spus că să nu sonific rezultatele mele. Da. Că județul este mare și, în fine, da. Astea sunt... Dar eu am contribuit, să știți, la vremea respectivă, cel puțin în câteva comune. Dar problema este foarte delicată la nivel de județul Giurgiu și îmi pare rău de primarii din nordul județului, care sunt primari cu forță, fiindcă putea, la un moment dat, să-și impună listele atât la Consiliul Județean cât și la parlamentare, oameni din nordul județului. De ce criterii s-au făcut, nu le-aș spune, racolări de primari, transferuri? Pe ce criterii s-au făcut aceste transferuri? Domnul, a fost perioada de mercat în care s-au făcut transferurile. Care au fost criterii? De ce l-a convins pe primarul X să schimbe partidul? Să luăm de exemplu Comuna Izvoarele. Da. A fost o Comuna Izvoarele, da, o mare surpriză, fiindcă Silviu e cu sânge de PSD, dar conjunctura a fost de așa natură încât PNL-ul i-a pus în brațe candidatul lor,
l-a eliminat pur și simplu, dar cu condiția să candideze din partea lor. Asta s-a întâmplat la, izvoarele. S-a întâmplat la Roata același lucru. Numai că la Roata, ulterior, eu, răspunzând de zona respectivă, de zona de nord, cu acordul președintelui partidului, al lui Maria Mina, ne-am pus de comun acord. Băi, ești din nord, încearcă și tu să faci ceva pentru noi. Și l-am găsit pe acest băiat, care este inginer de profesie și dumne, cu potențial foarte bun în rândul alegătorilor. Numai că el a fost potențial și viceprimar. De creștere. Da, și potențial de creștere, perfect. Numai că el a fost viceprimarul actualului primar, unde au existat anumite forme de antagonism și pe fondul acestor forme de antagonism a renunțat și s-a retras la meseria lui. E un băiat extraordinar, este un băiat cu bun simț, un băiat care, din punct de vedere al nivelului intelectual, este destul de sus și părerea mea personală că va face o surpriză plăcută la Roata. Să nu creadă cineva că acest tânăr nu va face ceea ce trebuie să facă pentru a crea o performanță la nivel de comuna Roata. Da. Ieri ați fost în... Bun, mai sunt... La Mărșa, de exemplu. La Mărșa, da. La Mărșa a fost o problemă. Nu m-am așteptat la doamna primar să facă acest transfer spontan, cum îi spun eu. Mă așteptam că gândește oarecum ceea ce a făcut PSD-ul pentru dânsa în comuna Mărșa. În cele două mandate, da? Fiindcă domnul Diaconescu, dacă ținem cont de perioada 2017-2020, a fost perioada cea mai propice pentru județul Giurgiu. Atunci când PSD-ul a adus în județul Giurgiu aproape 1 miliard de euro, unde satul românesc a fost scos din mocirlă. Deci credeți-mă, s-au făcut asfaltări chiar și în părțile periferice ale comunelor și ale satelor, mă înțelegeți dumneavoastră? S-au introdus... Bune au făcut chiar și pe câmp. Da, pe câmp, da, pe câmp, pe spundă, periferie. Dumne, s-a băgat canalizare. S-au introdus gaze naturale în foarte multe comune. Apă. În multe comune s-au reparat școli, s-au construit chiar și școli noi. Deci, dumne, infrastructura cât de cât a funcționat din punct de vedere al nivelului, al valorii. Da, sunt multe de spus. Și vreau în emisiunea dumneavoastră de astăzi... Și la Vărăști, voiam să vă mai întreb. La Vărăști, la fel. Dom'le, la Vărăști s-a creat un fenomen fără precedent. Actualul primar nu cred că s-a așteptat la o asemenea lovitură și la o asemenea susținere din partea oamenilor din Vărăști pentru nou candidat la, da, PSD. Care este coleg cu mine de partid din PSD, domnule. Deci nu mi-a venit să cred. Ieri au fost 600 de persoane care au participat la meeting. Iar vreau să vă spun că lumea ne aștepta cu brațele deschise la porți. Îl luau în brațe pe candidat și îl sărutau. Și spunea, dom'le, scapă-ne de acest nemernic. Să mă scuze. Nu eu am spus-o, au spus-o alții. Fiindcă, domnule, ce se întâmplă? E un fenomen la nivel de județul Giurgiu și vreau să scot în evidență în momentul de față, care cu acordul conducerii Partidului Național Liberal, și aici o să pun întrebare lui domnul Motreanu, de ce acceptă situația de genul acesta care se întâmplă în momentul de față în județul Giurgiu, cel puțin în partea de nord, unde eu o cunosc foarte bine. Deci, nu, vor să creeze axa, Vânători, Crevedia, Bucșani, Ogrezeni, Grădinari, plus Clejani, Letca, din Pastitu, unde, domnule, oamenii pur și simplu sunt paralizați din punct de vedere psihic. Nu le vine să creadă ce se întâmplă în momentul ăsta cu privire la terenurile agricole. Dom'le, s-au creat suprapuneri și aici fac un apel la OCPI să nu mai ia în considerație parcelarele pe care primarii le fac și se duc și instantaneu sunt semnate și modificate. Fiindcă în comuna Crevedia Mare, comuna Bucșani, s-au luat terenuri de către primari. Le-au promis la oameni că le acordă documente atât pe suprafețele de teren cât și pe case, fiindcă foarte mult să știți că nu sunt proprietari.
Nu sunt proprietar. O să vă rog să ne puneți și pe noi în legătură. Vă punem în legătură și facem o anchetă, să faceți o anchetă, vă rog frumos. Chiar, pe fondul pociar trebuie anchetă de la A la Z. Atâta timp cât a căzut mitul Coldea, eu sunt convins că va cade și acest mit ca să numește funciar. Este o catastrofă. Știți ce s-a întâmplat la Crevedia? A făcut suprapuneri de teren. Oamenii PNL-ului au încercat să inducă lumea în eroare și să spună că le-a făcut PSD-ul. Da? Eu am verificat foarte amănunțit și m-a dus în detaliu cu tot fenomenul. La un moment dat se descoperă domnul Diaconescu că semnăturile pe actualele planuri parcelare sunt făcute de actualul primar interimar și de viceprimarul care candidează acum la funcția de primar. Incredibil, nu vă vine să credeți. De ce au blocat acest lucru? În Crevedia. Și în Bucșan la fel. De ce fac acest lucru? Prin suprapuneri blochează, mă înțelegeți dumneavoastră? O să vină și să spună, dom'le, facem cadastru general. Da, pe cadastru general, la un moment dat, eu știu foarte bine că tatăl meu a făcut parte din comisia de fond funciar local. Dom'le, știți ce făcea? Îmi spunea tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte. Și îi dădeam cât era pe hârtie, mă înțelegeți? Și spunea, nea Gigi, mai dă-mi bre și mie un pas, te rog eu frumos. Dom'le, dar un pas la 1000 de metri lungime înseamnă 1000 de metri pătrați. Mă înțelegeți dumneavoastră? Există surplusuri de terenuri agricole, chiar și intravilan, în toate comunele. La un moment dat o să apară un excedent. Excedent de teren. Bun. Deja Comuna Crevedia Mare și Bucșanii sunt pregătiți. Iar domnul Petcu Toma trebuie să ia în seamă ceea ce spun în momentul de față. Fiindcă anfitrionul la tot ceea ce se întâmplă în momentul de față pe Crevedia, Bucșan și alte comune este dânsul. Eu știu ce vor să fac. Aceste terenuri deja au și oamenii care să-i pun în posesie, oamenii care au discutat cu ei. Îmi dai terenul, ți-l dau ție. Deci există în momentul de față o echipă care vor să pună mâna pe terenul în nordul județului Giurgiu. Ăsta este motivul. Bun. Din altă ordine de idei, am aici două societăți comerciale, domnul. O societate comercială, este vorba de Masa Sănătoasă, pe programul care, la nivel de județul Giurgiu, care se ridică la câteva milioane de euro. Și avem firma Space English, da? Și avem toate documentele unde au câștigat acest program în județul Giurgiu, Masa Sănătoasă. Și îl avem pe domnul Florescu, administrator Vasile Mihăiț. Florescu Vasile Mihăiț este administratorul, iar asociația este Chinan Tony Florentin. Bun. Și mai avem o societate comercială, se numește Alaveț Trading, SRL. Îl are administrator pe domnul Popa Daniel, care este investitor sau proprietarul hanului de la Graca, care este asociat cu domnul Anculescu, vicepreședintele Consiliului Județean. Dom'le, cum poate două societăți comerciale să ia acest program la tot la nivelul județului Giurgiu? Dom'le, sunt 6 milioane de euro, domnule, aproape. Păi noi suntem proști. Și vrem să iasă public să ne spună, mai ales că l-aveți bine pe domnul Toma Petcu în emisiune, am înțeles. Da. Întrebați-l, domnule, ce legătură are cu aceste două firme. Că sunt firmele PNL-ului, domnule. Sunt firmele PNL-ului. Chiar ne ia de proști. O să vă rog să mi lăsați documentele, Vi le dau, domnule. Da, o să-l întreb. Vi le dau. Da. Și mai e o problemă pe Comuna Bucșan, care eu, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, și am evocat acel document care este deținută balta de la Hobaia, pe o suprafață de 301 hectare. Este doar pe dată pe o autorizație de gospodărire apelor, vedeți? Eu am făcut demersurile necesare, am discutat la nivelul cel mai înalt, mă refer la Apele Române. Într-adevăr, documentul respectiv este ilegal. Nu este băgată, ei vin și invocă faptul că, vezi, doamne, n-a putut să o scoată la licitație și a dat-o doar pe acest document de autorizație de gospodărire a apelor,
acestui individ de an pasat. Eu i-am scos și documentele, dânsul este. Scandalul cu asta nu s-a terminat nici acum, nu? Cu balta de la Mihai, nici acum, nu. Păi are 20 de ani de când e. Exact. Vreau să vă spun că nu plătește niciun ban, nici o redevență. E dată pe gratis, că e dată pe aviz de gospodărere apelor. Adică, vezi, Doamne, ia-o tu și ne dai și nouă, dacă se poate, când venim platine pe aici, cât un porbagaj de pește. Cam așa a fost. Numai că ea trebuia introdusă în ordonanța de urgență 183 pe 2020, lucruri care nu s-a făcut. Și am discutat cu conducerea apelor române și mi-a spus că se face cadastrare. Fiindcă fără cadastru nu poate. Ea nici cadastru nu are. Dumnezeu, la 30 și ceva de ani de la Revoluție, balta de la Hubaia nu are cadastru. Știu că prima dată s-a judecat cu primarul de la Bucșani, care nu era primar atunci, s-a judecat corect. Primarul de la Ogrezeni. Deci problema a fost în felul următor. A fost un contract, într-adevăr, care a existat și se plătea redevență, mama lui de-am pasat. Lucru care nu s-a respectat conform contractului să plătească redevență. Și atunci ea reziliat contractul. Numai că ulterior, s-a făcut s-a dat pe acest aviz. Este dat pe data de 20.04.2022 și are valabilitate până anul acesta în luna august. Din luna august intră legalitate. Va fi scoasă la licitație sau în concesionare. Fiindcă dacă luăm, măsurăm debitul de apă, suprafață și debitul de apă, conform normelor și graficilor de preț, deci el ar trebui să plătească cam între 150.000 de euro și 200.000 de euro pe an. Fiindcă el face profit. Numai că profitul, vedeți, dumneavoastră, îl scoate în fiecare zi 5, 6, 10 tone de pește. El are profit. Și foarte mare, una din cantitățile, și mă refer că e o cantitate destul de mare, e vândută la negru, nu? Prin sate, prin comune, le vinde pește. Da. Văd că domnul... Și aș vrea să mai scot în evidență următorul lucru, domnule. Cu privire la programul de guvernare pe 2024-2028 al PNL-ului. Că am asistat la emisiunea dumneavoastră și l-am văzut pe candidatul lor la Consiliul Județean, pe Petcu. Domnule, păi cu privire la județul Giurgiu nu a venit cu niciun program de guvernare. A bătut câmpii cu programul de... Păi stai puțin, că nu... mai sunt emisiuni. Domnul Petru va fi mâine sau păi mâine? Domnul, nu știu, cred că primul lucru pe care un candidat îl scoate în evidență este programul de guvernare al județului. Și a venit cu niște bazaconii, vezi, Doamne, să le sușească PNL Giurgiu decât coaliția la nivel național. Păi, domnul, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, că ați trecut și ați văzut multe în viața dumneavoastră, atât politică și administrativ. Ați mai văzut vreo perioadă mai fluntoată decât această perioadă cu privire la infrastructura națională? Cum poate să spună Petcu Toma despre autostrada București-Alexandria, că vezi, Doamne, domnul Bode. Domnul Bode, al domnului Petcu Toma, nu a făcut nimic cât a fost ministru al transportului, decât un singur obiectiv pe județul Giurgiu. Podul de la Adunații Copăceni. Și când a început dânsul să vorbească, era președinte la vremea respectivă, Orban. Orban s-a întors cu spatele și i-a spus la revedere și a început podul să tremure. Domnul, hai să fim serios. Șoseaua București-Giurgiu, actuala, cine subsiajul cărui partid a stat? Al PSD-ului, domnul. Salvarea șantierului naval. Cine, domnule? PSD-ul. Cine a făcut reforma funciară, domnul Diaconescu? PSD-ul. Cine o să facă al doilea pod peste Dunăre? Ministerul Transportului, PSD. Cine o să modernizeze șoseaua București-Giurgiu ca să ajungă la standarde europene? Este în programul Grindeanu, domnul. Adunăm să nu mai vină cu chestii de genul ăsta. Hai să fim serioși. Aveți și întrebări. Domnul Stan Marinel, nu știu dacă îl știți sau nu, spune așa, întrebați-l pe domnul Dinu să spună cine este răspunzător de registrul agricol la Crevedia, dacă știi.
La Crevedia? Da. Dom'le, în primul și în primul rând este executivul. Primarul și viceprimarul și după aia, că el este șeful comisiei de fund funciar, nu este primar. El e președintele comisiei. Da. Da. Și a doua întrebare, tot a domnului Stan Mariner, vă întreabă, spune de un zvon că se zvonește prin nordul județului că dumneavoastră, de fapt, faceți anticampanie PSD-ului în județ. Deci ați fi un fel de spion. Am înțeles. E o glumă dânsului. Da, 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 probabil. Da, dar spiritul meu... Da. Mai e o problemă pe care ați ridicat-o dumneavoastră încă din martie. Problema vizelor de flotant. Domnule, e un fenomen fără precedent. Vă spun la modul cel mai serios. Și vorbeați de tot credibil. De două localități atunci, de Crevedia și de Bucșani. Domnul, dacă vă arăt da, cred că am fotografiile, dacă vedeți unde a făcut vizite de flotant la case care sunt puse lacătele pe porți și casele zdrămate. Deci este incredibil. Nu mi-a venit să cred. Deci, chestia asta, ce s-a întâmplat în comuna Bucșani, este incredibil. Deci, aici fenomenul putea fi obstrucționat de către autorități. Păi autoritățile s-au făcut sesizări. Din păcate, dacă ministerul... Ministerul s-a încă din martie, am făcut demersurile necesare, dar din păcate, dacă ministerul n-a percutat pe interne, care nu, din păcate nu e al PSD-ului, e al PNL-ului. Da, și să vă spun, cu vizele de flotant, și știți care este durerea cea mai mare, domnul Diaconescu? Că ajung cei din afară, veniți cu vize de flotant să decide soarta autohtonilor, domn. E un lucru grav, fiindcă cel cu vize de flotant votează și pleacă, domn. Autohtonul rămâne în comună și suferă. Băi, uitați-vă la comuna Bucșani. Dumneavoastră ați mai fost prin comuna Bucșani? N-am mai fost de ani de zile. E o comună care plânge, domn. Plânge, e tristă, domn. Din 2020. Nu vă vine să credeți, domn. Nu vă vine să credeți. Deci ea n-a crescut din punct de vedere economic. E, din contră, este în cădere. Primăria tot în... Dom'le, și în garsonieră. Da, cred că e singura comună din România unde o primărie funcționează într-o garsonieră. Dar primarul a ținut, bine mersi, să mai ia un apartament, o garsonieră alături, unde este locul de odihnă al dânsului. Uh-huh. Pentru că are momente din astea când are anumite decăderi, știți? Și trebuie să... Iulian Dinu, să regenereze. Care lucrează la Apele Române, scrie aici. Iulian Dinu spune, domnul Johnny, vorbești în necunoștință de cauză. La ce se referă? De Balta Hobaia, că dânsul lucrează la... Păi dânsul știe, uite documentul, am documentul la mine. Domnul Dinu Iulian, ia autorizație de gospodărire a apelor, domnul. Uitați! Ia uitați! Pe cum e posibil ca o instituție la nivel național? Bine, e dată de Apele Române filiala Argeș. Că aici semnează, să nu mă apuc să spun acum, că director Bogdan David. Prietenul lui Toma Petru, ca să știți de la mine. Prietenul lui bun de tot. S-a plimbat cu el prin județ. Când eu am ieșit în conferință de presă și am scos în evidență acest document, a doua zi Toma Petcu era cu el la Flores Stoienești. Se plimba pe acum. Asta la o cârciu. Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Deci trebuia să scoată, să facă cadastru la baltă și să-l introducă în anexa OG-183. Cred că vă cunoaște acest domn Iulian Dinu, pentru că spune de ce plânge domnul Johnny. Păi, oamenii mai plângi de bucurie. Da, da, da. Da, păi, trebuie să plângi numai de necaz. Nu? Eu plâng. De necazul lor nu pot să plâng. Da. Plâng de bucuria mea. Da, avem generic, rog regia pentru generic și trecem la partea a doua. Am revenit, Ionel Dinu, susținător și implicat în campania electorală PSD Giurgiu, avem și codul mandatarului financiar pe ecran. Emisiune electorală, domnule Dinu, haideți să vorbim de județ.
Ne întoarcem la județ, dar haideți să vorbim și de municipiu. Vă rog. Cum vedeți campania electorală pe municipiu? Una din temele de campanie de care am scris din anul 2023 că va deveni temă de campanie din vara lui 2023 și iată că a devenit temă de campanie, incinerator. Am văzut și eu. Se aruncă cu inceneratorul în toate părțile. O poveste. Da. Da, o poveste. Hai să vă spun un singur lucru. Aici este vorba despre o persoană fizică și mă refer la Barbu, care spune că a dat un teren. A vândut un teren. Dom'le, dar nu ai voie să mai vinzi terenuri în România? Dom'le, a vândut. Dar omul le-a eliberat un document la contractul de vânzare cumpărare al terenului, unde spune în mod expres că nu se poate construi anumite obiective. Da, exact, da. Știți, da? Da. Bun. Nu se pot construi obiective poluante. Și partea cealaltă, partea administrativ. Domnul, s-a eliberat un certificat de urbanism cu toate avizele, da? Și avizul de mediu. Păi, domnul, și de la DSP. Și l-am auzit pe Pescu în emisiunea dumneavoastră că vezi, domne, n-a știut ce construiesc ăia. Domnul Petcu, înseamnă că dumneavoastră, odată cu intrarea, dacă câștigați alegerile, bineînțeles, la nivel de președinte al Consiliului Județean, înseamnă că dumneavoastră aveți o problemă, domnule. Fiindcă dumneavoastră nu cunoașteți administrații. Orice document pe care trebuie să-l elibereze o instituție, nu poate acea instituție să-l elibereze doar cu o cerere. Iar în cererea respectivă scrie trebuie să invoci obiectivul pe care îl construiești, adică incinerator. Ce? Nu a văzut actualul primar, nu a văzut că scrie incinerator acolo? Mă îndoiesc, domnule. Mergem mai departe la mediu. Mediu este al PNL-ului, domnule. Pe cum să nu dea aviz? Și eu îl întreb pe Petcu Toma, jură-te tu că nu știi nimic despre incineratorul de la Giurgiu. Hai să fim serioși, Tomiță. Hai să fim serioși. Ți-aduce aminte Tomiță cu ISCTR-ul, nu? E ok? Bine, Tomiță. Bun. Da, nu știu ce semne face dumneavoastră. Ne iubim. Vă iubiți. Telepatic, da. Păi a fost o perioadă în care chiar vă iubeți. Nu, domnul. N-a fost politic, n-a fost niciodată dragoste. Așa, relația interumană că am mai, din când în când, am mai băut și cât un par de vin, da, nu, n-a funcționat, stați niște tăși. Domnule Dinu, puteți să dați un pronostic așa pe județ și pe municipiu? Dați un pronostic. Domnule, eu trăiesc cu convingerea că PSD-ul are posibilitatea să câștige. Și ne discutam mai devreme pe votul politic. Fiindcă noi aici ne așteptăm să facem surpriza. Fiindcă chiar așa am dat mesajele în teritoriu, ca votul politic să fie respectat de toți cei care sunt cu adevărat PSD-iști. Fiindcă să știți și dumneavoastră că trăim o situație în 2024 care poate va fi pentru prima dată, când o parte dintre primari vor pierde mandatele și vor câștiga contracandidații lor. O să mai discutăm și după alegeri. Da, și eu. Și municipiul Giurgiu, eu sper ca Barbu, așa cum știu eu, e un foarte bun mobilizator și pe ultima 100 de metri poate să facă chiar și minuni. Și există o mare diferență. Municipiul Giurgiu, cât ar fi el? Tot bazinul electoral al PSD-ului rămâne. Fiindcă PNL-ul va avea probleme pe municipiul Giurgiu și vă spun cu certitudine că va pierde alegerile și o să fie o mare surpriză pe votul politic, atât pe lista la Consiliul Local, cât și la Consiliul Județean, chiar și la președintele Consiliului Județean, când va fi o diferență între votul de la primar și votul de politic. Credeți că oamenii din mediul rural, vorbesc din localități, apreciază faptul că, bun, după tot ce s-a întâmplat,
și ei știu și noi știm că primarii nu sunt ușă de biserică, nu. Că ei fac jocurile politice exact. La nivel de județ și așa mai departe. Credeți că apreciază electoratul din zona rurală faptul că PSD-ul, prin această conjunctură, înnoiește clasa politică? Își înnoiește clasa pe zona politică? Da, se simt în toate localitățile. Știți că majoritatea candidaților noștri sunt veniți din zona tineretului. Mm-hmm. Cu mici excepții, ca da, peste sigur. Tot. Știți unde este problema oamenilor de la țară și nemulțumirea maximă? Fiindcă primarii au avut la latitudinea lor acest fond funciar. Acolo este dezastru cel mai mare. Bine, numai că e problema de încă din 90. Părerea mea că legislația în vigoare trebuie modificată. OCPI-ul trebuie să fie instituția care dă semnalul de alarmă. Să nu se mai facă și să nu mai accepte aceste planuri parcelare la fiecare săptămână venite din partea executivului primăriilor. Fiindcă, domnule, au rămas oamenii și fără terenuri. Au un titlu de proprietate unde este scrisă suprafața terenului, dar în realitate nu mai există terenul respectiv, înțelegeți? Se trezește săracul la periferie, pe undeva, sau chiar și prin altă comună. Nici ei nu mai știu. Trebuie să facă o nouă reformă funcțională. Din 90 se practică acest, fiindcă la noi, acest joc, scramble al terenurilor. M-a surprins la Crevedia când oamenii au ieșit din casă, s-au dus pe câmp, pur și simplu erau aproape cu piciorul de roscoală. Și au venit autoritățile, bineînțeles și o domnișoară sau doamnă, avocat mai durdulii, așa, unde s-a putea cu pumnul pe că le rezolvă problema oamenilor că să mergeți cu mine la OCPI. Dar au venit cu ei dânsa la OCPI, dar din păcate au dat o simpatizantă a PNL-ului, din păcate au dat de semnătura actual executiv care a făcut planurile parcelare și au creat aceste suprapuneri. E un dezastru. Deci s-a blocat tot ce înseamnă vânzare pe partea de Crevedia Mare și Bucșani. Păi duceți-vă în satul Obedeni, Uieș și Golească. Să vedeți care aparțin de Bucșani. De Bucșani, care vedeți terenuri împrejmuite. De domnul Dan Pasadu. Dom'le, ăștia sunt satrapii, ascultați la mine. Dar problema cea mai drastică pentru noi, știți care e? Că suntem sub tutela PNL-ul de la Giulie și sub tutela PNL de la Ilfov. E un lucru incredibil. Deci atât de agresivi au lucrat și prin mijloace neortodoxe. Bineînțeles că am asistat la o discuție între doi primari și zice, bă, dar ție ți-a dat tot. Zice, nu mă are să-mi dea, mi-a promis că după alegeri. Deci s-au umblat și la partea materială, mă înțelegeți dumneavoastră. Și din altă ordine de idei, Ilfovul nu a ajutat întâmplător PNL Giurgiu. Fiindcă obiectivul principal al președintelui Consiliului Județean de la Ilfov este să facă două grupi de gunoi pe raza județului Giurgiu. Iată că dintr-o dată județul Giurgiu va deveni groapa de gunoi a Ilfovului. Devine atractiv. Da. Și mai sunt și alte obiective foarte bine. Și bine ancorate, mă refer pe partea financiară, cu privire la ceea ce se urmează de făcut în județul Giurgiu. Așa zisul aeroport. Eu nu cred că... Bine, acolo e de lucru. Vedem ce se întâmplă cu aeroportul. Doamne ajută să se facă. Dar nu cred. Este obiectiv principal din partea Ministerului Transportului este canalul București-Giurgiu. Da, sunt obiective, da, sunt obiective ambițioase. Astea sunt obiective ambițioase. Dar trebuie să luăm Alexandria și așa mai departe. Astea lucrurile cu privire, n-ați văzut declarația lui Grindeanu, că a spus, dom'le, facem, fiindcă Uniunea Europeană n-a dat bani. Mă înțelegeți? Da. Niciun metru de autostradă nu se face în România cu banii naționali. Se fac cu banii Uniunii Europene. Dar e pentru prima dată. Și atunci hai să nu ne bate cu pumni în piept că noi PNL-ul suntem mai macări și vezi, Doamne, cam afal, dar rezolvăm problema județului într-o zi. Ne culcăm cu un județ distrus și ne trezim cu un județ super modern pe cum nu-i orgol. Hai să fim serioși. Da, ei trebuie să aibă raționament și logic în ceea ce spun. Stan Marinel vă comentează în continuare, spune că la Crevedia terenurile sunt luate din 2015 sub semnătura unei persoane, așa, exista actuala conducere atunci? Nu, acolo sunt suprafețe mici de teren, dar nu să de însuna n-a scos în evidență fenomenul care se întâmplă acum cu suprapunerile.
adică da. Blocarea. Acolo au fost, sunt cazuri, da, îi dau dreptate dânsului, au fost cazuri încât și mie mi s-a luat un teren intravilan, nu l-am mai găsit. Dar mi-a dat în altă parte, nu a fost problemă, dar din păcate a trebuit să, ca și calitate și loc, asta e, am pierdut. Da, și dar spune tot, s-au făcut multe. Tot Iulian Dinu spune, adică să înțelegem că nu putem închide izlazurile cu gard electric, noi cei care creștem mai mare. Da, apropo, uite, că mi-a dat o idee foarte bună, actualul executiv de la Crevedia Mare, ca și de la Bucșani, vor să dea izlazul să facă parc fotovoltaic, izlazul de la deal. Acum eu fac un apel la oameni. Sunt și romi acolo, sunt și români. Am conviețuit, eu am fost prieten și cu unii și cu alții, am crescut împreună, dar vreau să vă spun că vor fi mințiți ce le-au promis în momentul de față că le vor face. Problema lor este majoră, că nu au documente nici la casă, nici la terenuri, vor să-i pună legalitate, dar nu se poate, mă înțelegeți? Și o să-i mintă. O să treacă și alegerile astea, o să le spună că la alegerile următoare, după alegerile următoare și tot așa, mă înțeleg, și fenomenul se... Domnule Dinu, la nivel de județ, și ultima întrebare, la nivel de județ, sunt partidele care candidează PSD, PNL, AUR, PUSL. Cum vedeți, puteți să ne faceți o ordine a câștigului? AUR va face o surpriză? AUR va face surpriză la... Cred că și la Consiliul Județean va băga consilier. Cred că va băga și USR-ul. Și nu știu partidul lui Liliana Ciobanu cum stă. Dar cel puțin cred că Liliana Ciobanu va băga la nivel de municipiu Giurgiu și aici cred că la municipiu va băga consilier local în afară de PNL și PSD, va mai băga și alte partide politice. Surpriza mare, eu, ca și în debutul emisiunii, care am discutat-o cu dumneavoastră, se pare că va fi la europarlamentare. Da, la europarlamentare, pentru că nici nu se face. Eu n-am văzut în general. Da, și din altă ordine de idei, omul știe ce spune? Băi, domnul primar sau domnul candidat, eu te votez pe mata, dar în partea cealaltă măcar lasă-mă și pe mine să decid. Și, dar vedeți dumneavoastră, cei care vor ieși după votul, că la nivel național va câștiga coaliția, vă dați seama, la europarlamentare. Dar mă tem că PNL-ul o să iasă iar cu sabia în mână și să spună, domnule, noi dăm 50%, 52%, 53%, păi noi avem 26%, 27%, 28%, și vai de mama lor. Au 14% dacă iau în calcul măsurătorile. Ei știu situația. Ei știu foarte bine situația. Da, dar asta e. O știți pe doamna Burcea Victorița, medic veterinar în Bucșani, tehnician veterinar în Bucșani. Vă întreabă dacă ce aport ați adus dumneavoastră comunității din Dealul și Bucșani. Băi, domnișoara Victorița, eu am adus aport semnificativ în comuna Crevedia Mare. Păi, crezi tu vreodată că doamna primar... Ai vorbit, ți-ai politicul. Da, credeți că doamna primar făcea atâtea în Crevedia Mare dacă nu stăteam și eu în spatele ei? Dar eu nu am ieșit în față ca păduchele. Am lăsat-o pe dânsa să acumuleze capital electoral. Iar eu am stat din umbră. Gândiți-vă la faptul că eu am fost vicepreședintele Consiliului Județean în perioada 2004-2008, când a fost perioada cea mai prosperă a Crevediei. Chiar la un moment dat eram acuzat în cadrul Consiliului Județean, mă făceau colegii mei Ceaușescu, că iau bani de la Consiliul Județean și dau la Scornicești. Adică la Crevedia Mare, doamnă. Da. Și să știți că l-am ajutat și pe cel mai bun primar pe care l-a avut vreodată Bucșanu, pe domnul Pătrășescu. Atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere profesional și administrativ, să știți. Dacă Bucșanii are ceva astăzi, se datorează numai fostului primar. Dumneavoastră, care sunteți fiina domnului Pasat și care știți bine ce ați făcut. Hai să nu mai să nu continuăm. Pe dumneavoastră vă rog doar atât. Dați pensiile oamenilor la timp. Fiindcă dumneavoastră întârziați pensiile intenționat. Da. Domnule Dinu, am ajuns la finalul emisiunii. Un mesaj pentru alegători. Vă rog, la cameră. Stimați giurgiuveni, rugămintea mea personală este că trebuie să analizați situația actuală cu mare discernământ și cu mare
încadrat într-o mare logică. Fiindcă trebuie să dați posibilitatea partidului de masă, partidului care a stat întotdeauna lângă dumneavoastră, s-a ocupat tot timpul de pensiile dumneavoastră, așa cum sunt ele. Încă cel mai mare aport la mărirea pensiilor în România de 30 de ani de zile nu le are decât PSD-ul. Vă rugăm mult de tot, veniți la vot și votați cu mare încredere Partidul Social Democrat. Este partidul oamenilor, partidul celor care au muncit și muncesc. Nu vă luați ceea ce vă spun cei de la PNL, fiindcă PNL-ul în momentul de față aruncă pe piață multe lucruri pe care le-a făcut guvernul și miniștrii PSD-ului. Nu PNL Giurgiu, fiindcă PNL Giurgiu, cu scuzele de rigoare, de câte ori a fost la conducerea Consiliului Județean, să mă ierte Dumnezeu, n-au făcut absolut nimic și au bătut joc de oameni. Da. Mulțumesc, domnule Ionel Dinu. Domnilor și domnilor, a fost domnul Ionel Dinu din partea PSD Giurgiu. Noi ne reîntâlnim mâine de la ora 13 cu Nicolae Barbu, candidatul PSD Giurgiu pentru primăria municipiului, și de la ora 15 cu domnul Nenciu Nicolae, candidatul PSD de la Bolintin Deal pentru primăria localității respective. La revedere, aveți grijă de voi!